Decizie surprinzătoare a președintelui Belarusului Alexander Lukashenko, jurnalistul disident Roman Protasevici a fost grațiat de la ispășirea pedepsei de 8 ani de închisoare. Acesta fusese reținut în 2021 după ce autoritățile din Belarus au deturnat un avion de pasageri în care se afla jurnalistul. Roman Protasevici, jurnalistul belarus în vârstă de 27 de ani, a fost grațiat de președintele Alexander Lukashenko după ce a fost condamnat chiar la începutul acestei luni la 8 ani de închisoare pentru organizarea de revolte în masă, de apeluri publice la terorism, de conducerea unui grup extremist și de insulte adus președintelui Lukashenko. Roman Protasevici s-a declarat surprins de decizia grațierii. Буквально только что я, соответственно, подписался соответствующие документы о том, что я помилован. И, конечно, это просто прекрасная новость. И у меня сейчас много различных эмоций. И я, конечно, очень счастлив. Очень много эмоций, знаете, сейчас даже тяжело сформулировать какие-то конкретные мысли. Но, конечно, наверное, прежде всего я безумно благодарен стране и, конечно, лично президенту за такое решение и... Jurnalistul disident a fost arestat pe 23 mai 2021 după ce avionul în care se afla și zbura de la Atena la Vilnius a fost deturnat în timp ce se afla deasupra Belarusului. Ulterior, avionul a fost forțat să aterizeze la Minsk, unde jurnalistul a fost arestat. Protasevici a lucrat până în noiembrie 2020 la canalul de presă Nexta, care a relatat despre protestele în masă desfășurate în 2020 împotriva președintelui Lukashenko. Deși Protasevici a fost grațiat, nu este cazul fondatorului Nexta, Stisia Pan Puțila și fostului editor Van Rudic, care au fost condamnați în lipsă la 20, respectiv 19 ani de închisoare. Aceștia se află în exil.